Povestea începe cu o fată pe nume Noa, care își împachetează lucrurile pentru a se muta într-o casă nouă. Printre lucrurile ei, găsește o fotografie din copilărie cu ea și tatăl ei, în timpul unei curse de mașini. După ce se gândește, Noa decide să ia fotografia cu ea când pleacă. În timpul călătoriei, fata vorbește cu mama ei și dezvole că se mută cu tatăl ei Vitreg, care este bogat. Acesta a salvat-o pe mama lui Noa din sărăcie, după ce a divorțat de fostul ei soț abuzivă. Cu toate acestea, fata nu este încântată de mutare, deoarece va fi departe de amici și de prietenul ei. Ajungând la vila tatălui său Vitreg, Emanuel își întâmpină soția cu căldură și urează bun venit lui Noa, care pare neinteresată. În timp ce explorează conacul luxos, fiica își dă seama de schimbarea semnificativă din viața mamei sale de când este cu Emanuel. Mama îi arată lui Noa o cameră cu vedere la mare, care va fi de acum înaintea ei. Singură în cameră, Noa se uită din nou la fotografie și se simte profund emoționată. Tocmai atunci sună telefonul și o prietenă îi spune că este norocoasă pentru că mama i s-a căsătorit cu un bărbat bogat. Cu toate acestea, Noa își exprimă dezamăgirea față de stilul de viață răsfățat al celor bogați. Deodată apare Nicolas și dezvole că este fratele Vitreg. Nicolas îi comandă în glumă câinelui său agresiv să o sperie pe Noa, apoi îl cheamă înapoi pentru a-l calma. Asta o înfurie pe Noa, care pleacă imediat. Seara, noua familie iese la cină în oraș. În timpul călătoriei cu mașina, Noa se uită la fotografiile ei și ale iubitului, ceea ce o determină să-i trimită un mesaj, cerându-i să o sune înapoi. Nicolas trece pe lângă Noa, aruncându-i o privire seducătoare și admirativă. La restaurant, membrii familiei se așează la masă și conversează. Emanuel îl laudă pe Nicolas pentru realizările sale ca student de succes la drept, cu un viitor promițător. Noa, pe de altă parte, atribuie oportunitățile pe care le are tatălui său bogat. Frustrată, fata pleacă, iar tatăl ei Vitreg îi cere lui Nicolas să o ducă acasă. În timp ce conduce, Noa se sperie și critică modul în care conduce Nicolas, numindu-l arogant. Acesta râde, spunând că mama sa îl susține necondiționat. Noa ripostează, spunând că știe prea puțin despre dragostea mamei sale. Supărat, Nicolas oprește mașina și cere să coboare, apoi pleacă, lăsând-o pe Noa cu bateria telefonului descărcată. Prietenul lui Nicolas sosește la timp și o invită pe Noa la o petrecere, la care participă tinerii bogați, asemănător cu Nicolas. Acolo, Noa apare geloasă să-și vadă fratele Vitreg înconjurat de atâtea fete, dar Nicolas o vede și se apropie, întrebând-o dacă este bine. Noa îl amenință că îl va informa pe tatăl Vitreg despre participarea lui Nicolas la petreceri dubioase. Nicolas o avertizează să nu se amestece în viața lui înainte de a pleca. Mai târziu, o fată pe nume Gina o invită pe Noa la petrecere, prezentându-se ca prietena lui Nicolas. Noa începe să bea vin, iar Ronnie observă răutăcios. Văzând-o beată, Nicolas decide să o ducă acasă. O lasă pe Noa leșinată în patul ei înainte de a pleca. Noa visează amintiri din copilărie, când mama îi încearcă să o ascundă în dulap pentru a o proteja de abuzurile tatălui ei. A doua zi pe plajă, Noa stă cu Gina și îl privește pe Nicolas, care se află acolo pentru a face surf. Multe fete sunt atrase de el datorită bogăției sale, ceea ce o deranjează. Mai târziu, în acea seară, Nicolas acceptă provocarea lui Ronnie de a participa la o cursă clandestină. În prima cursă, el trebuie să concureze împotriva unui pilot din echipa lui Ronnie. Cu toate acestea, când o vede pe Noa de la distanță, este captivat de frumusețea ei, ceea ce provoacă întârzierea startului. În timp ce Nicolas concurează, atenția lui se întoarce mereu la Noa. Între timp, Noa și Gina urmăresc cursa de la distanță. La ultimul viraj, mașina rivalului se strică și Nicolas câștigă. Mai târziu îi dau o petrecere. Noa vede fotografii în care prietenul ei pare să o înșele cu cea mai bună prietena ei și, profund tulburată, caută alinare în alcool. Văzând-o pe Noa dansând cu un alt băiat, Nicolas devine furios și gelos. El o confruntă cerând respect pentru că o consideră o soră. Noa îi spune că i-a permis băiatului să o sărute pentru a face fotografii, intenționând să le trimită prietenului infidel ca o formă de răzbunare. Profitând de situație, Nicolas îi propune lui Noa să trimită poza cu el. În mod surprinzător, Noa acceptă ideea, iar cei doi se sărută. Mai târziu, Nicolas îi ordonă lui Noa să rămână în mașina de curse și să aștepte sosirea lui Gina. Noa se așează pe scaunul șoferului, dar apoi Ronnie își parchează mașina lângă ei. Ronnie o avertizează pe Noa că Nicolas ar putea pierde pariul și mașina dacă nu concurează împotriva lui. El o tachinează, dându-i un avans de 5 secunde înainte de startul cursei. Cu toate acestea, când începe cursa, spre surprinderea tuturor, ea nu se folosește de avantajul de timp. În timpul cursei, abilitățile excepționale sunt evidente, iar o fotografie de la începutul filmului demonstrează abilitățile ei de conducere datorită învățăturilor tatălui. Ronnie, simțindu-se amenințat, recurge la intimidare încercând să o forțeze pe Noa să se retragă din cursă. După victoria sa triumfătoare, Noa coboară din mașină și întregul grup sărbătorește. Cu toate acestea, Nicolas devine furios, deoarece conform regulilor, el trebuia să câștige cursa. Ronnie, profitând de înșelăciune, îi cere cheile mașinii. Cu reticență, Nicolas îi dă cheile, învinuind-o pe Noa pentru înfrângerea sa. Între Nicolas și Ronnie are loc o confruntare violentă. Înspăimântată, fata își amintește episoade dureroase din copilăria violentă, când tatăl i-a abuzat-o pe mama ei. Emoțiile și amintirile intense o lasă pe Noa profund zguduită și tulburată de evenimentele care se desfășoară în fața ei. Gina o însoțește pe Noa la mașină, iar Nicolas li se alătură și el. Aceștia părăsesc rapid locul. În dimineața următoare, Noa se trezește cu un mesaj de la o persoană necunoscută, plin de amenințări. El îi arată mesajul Ginei. Într-o altă scenă, mama lui Noa îi cere părerea lui Emanuel cu privire la o rochie pentru o ocazie specială. Ea îl întreabă apoi de ce a ajutat-o în trecut. El îi spune că s-a îndrăgostit de ea la prima vedere. Nicolas își petrece timpul cu sora sa vitregă Maggie, născută din a doua căsătorie a mamei sale. El are grijă de ea pentru că are diabet. Mai târziu, Nicolas și Noa se uită la o scenă de acțiune dintr-un film indian cu mașini. Lui Nicolas îi se pare imposibile manevrele mașinilor, dar Noa îl asigură că nu sunt atât de dificile și încearcă să explice cum funcționează. Noa îl întreabă pe Nicolas unde a fost toată ziua, iar acesta îi răspunde că și-a petrecut timpul cu cineva drag, sora lui mai mică Maggie. Neștiind de sora lui, Noa îi cere scuze pentru că a fost geloasă și în cele din urmă cei doi se sărută. A doua zi dimineață, în timp ce spală mașina, Noa este surprinsă când îl vede pe prietenul ei. Mama ei a fost cea care l-a adus aici, deoarece bănuiește o posibilă relație între fiica ei și Nicolas. Noa se duce la Nicolas și cere ajutorul. Îi spune că a trimis fotografia cu el prietenului și nu vrea ca acesta să o vadă, temându-se că va provoca un scandal. Iubitul încearcă să vorbească cu ea, dar ea îl ignoră. Nicolas îl tachinează în glumă, fără să fie văzut. Când Noa se apropie de Nicolas, acesta râde și o trage în piscină. Cei doi schimbă un sărut intim. După ce iese din piscină, Noa găsește trandafiri și un bilet amenințător. Își interoghează prietenul, dar acesta neagă că ar fi știut de trandafiri sau de amenințări. Într-o altă scenă, o persoană necunoscută vorbește cu Ronnie. În dimineața următoare, în timpul unui prânz în familie, Noa primește alte amenințări, dar încă nu știe cine se află în spate. Noa se alătură lui Nicolas și prietenilor săi în mașină, iar unul dintre ei o întreabă despre abilitățile sale de șofer profesionist. O altă fată de pe bancheta din spate intervine, spunând că nu a învățat de la celebrul său tată pilot de curse. Când este întrebată unde este tatăl ei, Noa afirmă pur și simplu că nu mai există. Nicolas ajunge la locul unei bătăi de stradă, iar Noa apare îngrijorată, dar o liniștește, afirmând că el vede bătăile de stradă ca pe o modalitate de a-și descărca furia. El intră în ring și își învinge cu ferocitate adversarul, arătându-și abilitățile de luptătoră. Incapabilă să îndure lupta violentă, din cauza trecutului traumatic cu tatăl ei, ea devine foarte neliniștită. Mario încearcă să o consoleze și încearcă să o sărute, dar Nicolas intervine atacându-l pe Mario și încercând să o protejeze pe Noa. Cu toate acestea, fata îi cere lui Nicolas să stea departe de ea, exprimându-și teama de persoanele violente ca el și ca tatăl ei. Câteva zile mai târziu, îl vedem pe Nicolas alergând pe plajă, încercând să se îmbunătățească și să-și găsească pace interioară din cauza iubirii sale pentru Noa. El se confruntă cu faptul că a dezvoltat sentimente pentru o persoană care este aproape ca o soră pentru el. Emanuel îi face confidență lui Nicolas, împărtășindu-i detalii despre adevăratul tatăl lui Noa. Îi dezvăluie că tatăl lui Noa încerca să-i facă rău când era mică, fiind predispus la violență. El îi încredințează lui Nicolas grija lui Noa. În acea noapte, necunoscutul care a fost cu Ronnie mai devreme își oprește mașina în fața unei case, unde Noa dă o petrecere cu prietenii săi. Noa iese cu prietenii săi și Nicolas ajunge să o ia, dar când Noa se întoarce în casă pentru a-și lua geaca, prietenul lui Nicolas îi face o glumă și o închide într-un dulap. Asta îi readuce în minte o amintire dureroasă din trecut. Nicolas se grăbește să o ajute și o duce acasă, unde rămâne alături de ea toată noaptea. Văzându-l pe Nicolas dormind alături de Noa, Emanuel își dă seama de legătura puternică dintre cei doi. A doua zi, Noa îl însoțește pe Nicolas să o viziteze pe sora sa Maggie la spitală. Acolo, Noa află că Nicolas a luat parte la lupte ilegale pentru a acoperi cheltuielile medicale pentru tratamentul surorii sale, deoarece tatălui bogat a refuzat să-i ofere sprijin. În acea seară, Nicolas și Noa împărtășesc un moment romantic pe plajă, mărturisindu-și dragostea profundă unul pentru celălalt. Pe drumul de întoarcere, Ronnie o răpește pe Noa. Nicolas îl informează imediat pe tatălui și pe mama lui Noa. Mai târziu, agenții îl identifică pe Veronica fiind răpitorul prin intermediul imaginilor de supraveghere. Tatăl biologic al lui Noa mărturisește că a comandat răpirea și cere o răscumpărare de $1.000.000. Emanuel și mama lui Noa se duc la locul convenit cu răscumpărarea, dar tatălui Noa nu apare. Devine clar că nu banii erau adevăratul său motiv, el vrea să le provoace frică și suferință lui Noa și mamei sale. Nicolas îi se alătură detectivului în mașină și împărtășește detalii despre Ronnie și despre furtul mașinii, care este dotată cu un dispozitiv de urmărire pe care îl pot folosi. Cu toate acestea, tatălui Noa află de plan și încearcă să scape, ceea ce duce la urmărire cu mașina. În punctul culminant, tatălui Noa o forțează să conducă, cu intenția de a le face rău lui Emanuel și mamei sale. Urmărirea se termină într-o stradă închisă. Tatălui Noa îi ordonă să lovească mașina lui Nicolas, dar cei doi se folosesc de comunicare telepatică și de mișcările de rotație ale unui film indian pentru a evita o coliziune. Detectivul îl împușcă pe tatălui Noa, punând capăt situației. În cele din urmă, mama lui Noa cere divorțul de Emanuel pentru ca fiica ei să se poată căsători cu Nicolas. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!